Cernuții a fost pentru mine o poveste, un basm, o frumoasă poveste, deoarece am părăsit Cernuțul la 7 ani, deci el reprezintă copilăria mea. Cernuțul a născut în mine 2 timpi. Unul este visul și confruntarea. Doi termeni, două dimensiuni care s-au hrănit una pe cealaltă legat de orașul și locul Cernăuți. Această întâlnire de care vorbeam, de cei doi termeni, de vis și confruntare, au născut un fel de dulce amar. Trebuia să găsesc și o expresie plastică adecvată. Aveam nevoie să-mi continui experiențele mele de atelier, dar și de o potrivire la tema pe care mi-am propus-o să o fac. De-aia, după cum observați, o parte din picturile expuse sunt pictate în monocromie, luat de bază o anumită culoare cu care am încercat să fac întreaga panorama Cernăuțului, spre exemplu. Pe lângă această monocromie, am vrut să îmi păstrez o anumită nonșalanță, o anumită febrilitate în timp ce pictam. Se vede chiar în ultima lucrare legată de gustul cenușii. Așa că aveam probleme plastice de rezolvat și care erau, prin felul ăsta, îmi dădeau un anumit tonus. Cernăuțul, gustul cenușii, este ultimul imbold, ultimul sentiment care l-am avut legat de Cernăuți, știind că există un murmur agitat și neplăcut în Bucovina de Nord, legată de Ucraina. Astea sunt istoria celor trei. Sigur, Cernăuții l-am pictat cu multă verbă, cam în 2 zile a fost pictura terminată și păstrează acest semnal de alarmă, să zic. Arboroasa este o lucrare semi-monocromă, e cu foarte multe griuri, dar este, ne aflăm în imaginea unei ierni de care vorbeam. Iarna e ceva care e specific acestui nord al Bucovinei. Și am plecat de la un document de familie în care sunt eu cu fratele. Eu având 4 ani, fratele 9-10 ani, stând în fața locuinței pe care am părăsit-o în primul refugiu din 1940. Și am făcut un montaj, revăzând din nou casa respectivă, în care apar din nou eu și fratele meu la vârsta actuală. Deci fratele la vârsta înaintată de 80 și ceva de ani și eu de asemenea. Deci suntem noi doi privindu-ne și amintindu-ne de copilărie și de anii din 1940. Arboroasa, ați văzut, are o monocromie și ea, dar nu absolută, nu o monocromie absolută, dar domină griurile albul casei, griul acoperișului, zăpada, noi, prezența noastră. Biserica Sfântul Nicolae are o altă istorie. Este cea mai veche, odată că este cea mai veche biserică din Cernăuți, o biserică de lemn,
de prin 1700-1600 ea, din păcate ea pe parcurs azi de câteva ori a fost refăcută, dar pentru mine este importantă că este biserica unde mama și tata s-au căsătorit în Cernăuți. Și atunci nu puteam să nu pictez această imagine având această dublă valoare simbolică, cu toate că e cea mai veche și că aici s-au căsătorit mama cu tata. În Biserica Sfântul Nicolae, sigur am simțit nevoia, pictând casa respectivă, să pun în spate un albastru puternic, tonic, de data asta, aici nu ține neapărat de o dramă, ci de un tonus care am vrut să dau picturii. Iar pământul și așa, că e un ciclamen, un roșu aprins care colorează terenul. Deci e un joc plastic, un raport plastic între albastru, gri, roșu, în care se desfășoară această pictură. Trebuie să menționez tot așa biografic oareșcum că apariția mea are o dublă descendență. Odată pe linia paternă e familia Flondor, care e de asemenea o familie importantă pentru Bucovina, Iancu Flondor fiind cel care a proclamat unirea Bucovinei cu România, așa cum Basarabea se întâmplase cu două luni înainte. În 27 noiembrie s-a proclamat unirea Bucovinei cu România. Dar există și descendență pe linia maternă, de care pomeniți, iar o familie importantă este Ivasiuc și nu numai, e și istoric Kindl, foarte important, care a scris despre istoria vechi Bucovine. Acest portret făcut de Nicolae Ivasiuc, mamei mele, care avea și ea atunci 14-15 ani, și mama îmi povestea, el avea un atelier în Cernăuți, Ivasiuc a avut școală de pictură în Cernăuți și chiar o școală de icoane. Interesant, treaba asta am aflat destul de recent. Dar oricum, mama mergea pe la el în atelier și atelierul era plin de obiecte și haine, podoabe pentru acea compoziție istorică pe care acum se află la Kiev. Și atunci el s-a decis, unchiul, Ivasiuc, să-i facă un portret în pastel. M-am îndrăgostit și de acest pastel, el are ceva din celebrele lucrări în pastel din perioada barocă, cum ar fi Fragonard, Boucher, și peste timp, peste vreo un timp îndelungat, când mama mea ajunge și ea la 80 de ani, încerc să-i fac și eu un portret, ca un fel de răspuns, ca un fel de dialog cu acest Ivasiuc care i-a făcut la 15 ani. Fotografiile de care mă întrebați sunt marea majoritate făcute în anii 1980, când trăiam în plin comunism, în care granița România-Ucraina era bine definită. Și am o fotografie care există la dumneavoastră, se și cheamă Imposibilă întoarcere, nu credeam că mai pot revedea Cernăuțiu. Și încă două, care sunt făcute în Bucovina de Nord, la Gura Putnei, una e cu o gospodărie plină de gâște, de rațe, de un cățel, de o
o sărâncuță și un copil, care toate în momentul declanșării aparatului, ca prin miracol, se uită la mine. Fiecare gâscă, fiecare rață mă privește. Iar a doua pictură, la câțiva pași mai încolo, la un gard, a apărut o fetiță de o frumusețe și de o puritate fantastică. Mi-a permis să o fotografiez și de-aia am și intitulat-o simbolic Bucovina. Sigur, dincolo de toate astea, nu am uitat să marșez pe bucurie și mirare în timp ce pictam. Și pe dor, dacă vreți, pe dor, pe vis, de a face legătura cu orașul natal Cernăuciu. Această transcendență este un numitor comun care străbate prin lucrările mele. Problemele mele se vor dezvolta tot cum s-au dezvoltat în decursul zecilor de ani. Acum cu grădina, cu natura, privirea înspre o lume plină de taine, vorbeam de transcendență, deci un alfabet care ne se oferă pentru a vedea dincolo de imediat și de a face o legătură între cele ce sunt pe pământ cu cele ce sunt în cer. Bunica, prin anii 60, ne zicea: taie-mă o felie de pâine atât de subțire prin care să pot vedea Cernăuțul.